Mă asculți, bună dimineața! Bună dimineața. Bună Bună dimineața! Sper că sunteți bine cu Dimineața. toții. Câteva informații importante pentru săptămâna curentă. Astăzi și mâine vom avea vizita națiunilor oficiali, președintele Republicii Portugheze, vicepreședintele Bulgariei. Respectiv sunt restricționate anumite, pe acele trasee care se vor deplasa în alții oficiali, vor fi restricționate pentru public, pentru trafic, de ce se vor atesta ambuteiaje, de ce îndemnăm locuitorii să fie prudenți, să se informeze despre aceste trasee care se vor deplasa, să le evite după posibilitate, pentru că vor fi restricționate. La fel rugăm serviciile să fie implicate în acest proces, să asigurăm toate cele necesare, vor fi depuneri de flori la Ștefan cel Mare. Noi cu colegii am discutat, deci rugăm să fim implicați plenar în acest proces. La fel, începând cu 1 noiembrie până pe data de 5, este vacanța de toamnă a elevilor. Rugăm toate serviciile, în primul rând copiii trebuie să fie în siguranță de către părinți, însă noi în această perioadă depunem efort pentru dezinfectarea sălilor, în școli, în grădinițe, acolo unde sunt efectuate lecțiile. La fel, pe data de 5 noiembrie sunt alegeri locale. De aceea rugăm toate serviciile, noi am discutat la ședința de vineri, toate serviciile ne concentrăm în regim de lucru să acordăm atenție acestor în preajma secțiilor de votare să fie toate lucrurile la locul lor. După posibilitate acordăm atenție pentru salubrizare, pentru întreținere, pentru așa ca locuitorii să poată nestingherit să exprime votul și toate lucrurile să fie la locul lor. Deci rugăm maxim atenție, toate serviciile, depunem efort așa ca să avem organizate toate procesele foarte bine. Doamna Negrei, vă rugăm un raport succint asupra pregătirii instituțiilor școlare, grădinițele, pentru sezonul de iarnă, dacă sunt verificate toate rețelele, dacă sunt pregătite pentru conectarea la agentul termic. Vă rog. Domnul viceprimar, stimați colegi, bună ziua! Cu adevărat, precum ați menționat, în perioada 1 noiembrie, 5 noiembrie, este perioada de vacanță pentru instituțiile de învățământ primar și secundar. Îmi permiteți doar să menționez că în această activitate sunt antrenați pentru pregătirea vacanței, sunt antrenați toate cadrele didactice și toate cadrele manageriale pentru instruirea elevilor și pentru informarea părinților despre regulile de securitate. În același timp, în instituțiile de învățământ primar și secundar va continua activitatea extrașcolară, de aceea instituțiile de învățământ vor funcționa în continuare, paralel cu activitățile de igienizare care ați menționat. Instituțiile de învățământ preșcolar și extrașcolar își vor continua activitatea, doar că unele instituții de învățământ extrașcolar vor face modificări în orar, având în vedere că elevii care frecventează cercurile, sunt în vacanță, vor planifica cercurile cu o oră sau cu două mai devreme pentru a nu ajunge seara târziu acasă. În context de pregătirea instituțiilor de învățământ pentru livrarea agentului termic, menționăm că noi suntem pregătiți pentru a primi agentul termic de la termoelectrică. Menționez aici că avem 265 de instituții care sunt asigurate cu o încălzire centralizată termoelectrică, dintre care 263 deja sunt cu act în ordine și cu tot sistemul spălat, deci acea spălare hidropneumatică este efectuată.
Avem două instituții care sunt instituții de învățământ primar și secundar, care mai sunt încă în anumit proces de lucrări. Pe parcursul acestei săptămâni se va finaliza lucrările și vor fi pregătite pentru primirea sistemului, livrarea agentului termic. Menționăm că avem instituții de învățământ preșcolar care deja au făcut solicitare pentru livrarea agentului termic. Aceste solicitări au fost transmise către Termoelectrica. Data de solicitare a agentului este ziua de 30 sau 31 noiembrie. În dependență de temperaturi, așteptăm solicitări și de la alte instituții de învățământ preșcolar. Tradițional, instituțiile de învățământ primar și secundar sunt conectate la agent termic în perioada după vacanță. Deci, în dependență de temperatura care va fi, noi suntem gata ca în ziua de 6 noiembrie să primim agent termic și pentru instituțiile de învățământ primar și secundar. Domnul viceprimar, cu referință la livrarea agentului termic, toată informația care am deținut-o v-am transmis-o. Da, mulțumesc foarte mult. Domnul Ceban, un raport, vă rog, asupra întreținerii infrastructurii rutiere săptămâna ce a trecut. Aș vrea să raportez asupra unor obiective pe care le-am raportat săptămâna trecută, în special ce ține de lucrările de finalizare pe strada 31 August. Lucrările sunt în curs de finalizare. Săptămâna aceasta se va finaliza aplicarea marcajului rutier pe pista de cicliști și pe zonele intersecției și în zonele intersecțiilor. Și se va pregăti toată documentația pentru inițierea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor astăzi date. La podul Mihai Viteazu se lucrează. Lucrările au fost finalizate pe deschiderea 6 și 7, cum am menționat și săptămâna trecută. Acum este conservată toată placa suprabetonată în vederea menținerii regimului de izolație termică și hidraulică pentru a nu admite fisurile. Pe parcurs se lucrează astfel la lucrări de pregătire, în special pentru montarea oprajelor și ancorelor, în vederea turnării plăcii suprabetonate pe deschiderea 5 și 6. Totodată a fost pregătit cofrajul pentru reazimul antiseismic la pila numărul 7. A fost inițiate lucrările de reparație pe trotuarul din strada Cobălnicianu pe tronsonul cuprins între Pușkin și Bodoni și străduim să finalizăm acest tronson până pe data de 5 noiembrie. Ce ține de aplicarea marcajului pe pista de cicliști pe Bulevardul Dacia, a fost finalizată săptămâna viitoare, însă urmează să fie aplicat doar indicatorul de cicliști, după care va fi conform schiței. Dar acum schița este funcțională și operațională. Ce ține de marcajul de piste de cicliști pe Bulevardul Ștefan cel Mare, lucrările de ajustare a schemei de circulație sunt executate la 90% și planificăm să inițiem lucrările de aplicare marcaj deja săptămâna curentă. Totodată, ce ține de întreținerea infrastructurii rutiere, la moment se lucrează la pregătirea pentru sezonul de iarnă, sunt efectuate inspectările săptămânale în toate sectoarele municipiului Chișinău pe infrastructura rutieră și trotuare și accese în curți. Este în lucru planul de în pregătire planul de inspectare în cadrul unei comisii cu organele de poliție și reprezentanții Direcției Transport. Și totodată se lucrează asupra pregătirii lucrărilor pentru iarnă prin plombări și remedieri în vederea conservării infrastructurii. În acest context, pe parcursul săptămânii au fost aplicate în jur de. Au fost Se lucrat la peste 2000 de metri pătrați de asfalt, frezări, plombări, așterneri de casete izolate. Totodată se aplică marcajul în zonele, continuă aplicarea marcajului la trecere pietonale, în vederea asigurării siguranței pe timp de iarnă și odată cu scădere, cu reducerea duratei pe parcursul zilei a luminozității. Și se lucrează la aplicarea marcajului în zonele stațiilor de transport public.
Totodată se lucrează asupra salubrizării străzilor. Au fost executate aproximativ 37 de curse de străzile principale de maturare și spălare părții carosabile pe unele tronsoane. Totodată au fost instalate peste 40 de indicatoare rutiere în oraș și aplicat în total 1200 metri pătrați de marcaj longitudinal și peste 300 de metri pătrați de marcaje transversale. Spălarea părții carosabile a avut loc în special în toate sectoarele, pe străzile principale. În rest, ne pregătim pentru sezonul de iarnă și efectuăm achizițiile de materiale necesare. Domnul primar, raport finalizat. Mulțumesc, domnul Ceban. Colegi, rog un raport asupra acțiunilor de salubrizare săptămânală care a fost domnul Dubiță, doamna Vădrăjan. Domnul viceprimar, stimați colegi, bună dimineața! Conform dispoziției primarului general numărul 462D, a continuat curățenie de toamnă din oraș. Astfel au continuat lucrările de salubrizare manuală a spațiilor publice, la care au fost antrenați zilnic pe parcursul săptămânii circa 395 de muncitori din cadrul MGFL, MSL și asociațiilor de proprietari. În special au fost efectuate lucrări de salubrizare a curților blocurilor de locuințe, a platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere, a stațiilor de așteptare a transportului public, de golire periodică a coșurilor de gunoi din spațiile publice. De asemenea, în această perioadă se lucrează activ la evacuarea deșeurilor vegetale, având în vedere că se atestă căderea masivă a frunzilor de pe copaci. În acest scop se lucrează activ cu utilajele de salubrizare mecanizată, au fost antrenate zilnic 20 de unități, iar acolo unde nu este posibil accesul acestor utilaje mecanizate, se lucrează manual. Pentru facilitarea lucrărilor, la dispoziția angajaților au fost puse 6 mini-încărcătoare Avant, iar masa vegetală se evacuează cu ajutorul tractoarelor din dotarea MSL. Astfel, zilnic au fost antrenate până la 35 de unități utilaje de transport din dotarea parcului auto al MSL-urilor, în total fiind efectuate 259 de rute de evacuare a deșeurilor. În comparație, săptămâna trecută noi am avut 250, adică cu o săptămână în urmă am avut 250 de rute care au fost efectuate pe parcursul săptămânii. De asemenea, sunt continuate lucrările de demolare a gheretelor, porților, gardurilor, dispozitivelor anti-parking improvizate, deci de pe terenurile publice, demontarea și evacuarea elementelor din metal uzate de pe terenul de joacă pentru copii și alte lucrări. Astfel se asigură curățenia în oraș. De asemenea, au intervenit și colegii de la întreprinderea municipală Exdrupo, care au efectuat 7 rute de evacuare a deșeurilor și colegii de la întreprinderea municipală Spații Verzi, care au asigurat 165 de rute de deșeuri. Deci asta a fost informația pentru săptămâna trecută, raport încheiat. Mulțumesc. Doamna Vădrăjan. Bună dimineața, domnul viceprimar, colegi. Pe parcursul săptămânii precedente, precum și în campania de salubrizare de toamnă, întreprinderea municipală Spații Verzi a fost implicată în mai multe procese ce ține de salubrizare, lucrări tehnice și mentenanța spațiilor verzi. Zilnic au fost antrenați peste 300 de angajați, s-au salubrizat circa 322 de hectare și evacuate 90 de tone de deșeuri vegetale, unde acum 94 de curse. Suntem în plină activitate de plantare. Până acum s-au plantat peste 16.000 de flori multianuale. Săptămâna aceasta continuăm cu plantarea florilor multianuale și arbuștelor. Atragem atenția locuitorilor de a participa în campania de plantare de toamnă a arborilor și atenționăm că vor fi
acceptate doar solicitările de achiziționare a materialului însuțitor și se va planta doar pe locațiile care dispun de schițe și planuri dendrologice. În continuare, venim și îndemnăm locuitorii capitalei de a participa activ la acțiuni de salubrizare și amenajare a orașului. Raport încheiat. Colegi, avem foarte multă frunză, de ce ne concentrăm eforturile așa ca să diminuăm acumularea de frunze pe la tomberoane, pe la alte zone cu risc de incendiu sau alte. Acolo, în anumite zone, dacă se lasă acumulări de frunze prea mult, oamenii cred că este o zonă de și aruncă deșeuri, ori menajere, ori alții. Deci nu trebuie să admitem acumularea exagerată de frunze, intervenim sistematic, așa ca să fie evacuate la timp și să nu admitem acumulări excesive de frunze în zonele curților sau pe spații verzi sau în altele. Deci rog prudență maximă în acest sens. Colegi, eu vă mulțumesc foarte mult pentru efort. Succes tuturor și o săptămână cât mai reușită. Suntem toți la legătură, așa ca să facem față solicitărilor și să ne implicăm plenar toți în activitatea. Rog toți preturile responsabile, ieșim în inspecții. Acolo unde sesizăm zone nesalubrizate sau alte probleme, le raportăm și intervenim după competențe. Vă mulțumesc și o săptămână ușoară vă doresc. Vă mulțumim, o zi bună! O zi bună! Mulțumim, o zi bună!